Bună! Azi vom discuta despre zootehnie, despre importanța creșterii rumigătoarelor în țara noastră. Așadar, vorbim despre vaci, oi, capre, bivolițe, pe care le găsim cel mai des în gospodăriile și fermele noastre. România are aproximativ 33% pășuni și fânețe din totalul terenului agricol. Astfel, apare natural întrebarea, ce facem cu această imensă resursă? Aceste pășuni și fânețe ne oferă nutriențe grosiere, în principal masă verde și fân. Dar, după cum știm, aceste furaje nu pot fi valorificate de multe specii de animale. Natura ne oferă o soluție la această provocare. Utilizarea eficientă a suprafețelor de teren în proprii culturilor și această soluție este creșterea rumegătoarelor, bovine, bubaline, ovine și capline. Nutriențele grosiere, atât masa verde, cât și fânurile și furajele, conțin multă celuloză, sub toate formele întâlnită în natură, adică celuloză, hemiceluloză, lignină, etc. Celuloza are o structură chimică extrem de stabilă și nu poate fi digerată de alte specii de interes zootehnic, cum ar fi porcinile, galinaceile, palmipedele, adică porci sau păsări. Rumegătoarele reprezintă soluția, care prin înțelepciunea naturii au fost dotate cu o mică uzină biochimică ce se ocupă cu degradarea celulozei și extragerea nutrienților din aceasta. Această uzină este reprezentată de o particularitate anatomică a sistemului digestiv, întâlnită doar la rumegătoare, și anume existența pe lângă stomac a celor trei prestomace, locul unde, sub imperiul factorilor de mediu, respectiv temperatură, umiditate, pH, natura pune la treabă niște bacterii și protozoare care reușesc mereu să câștige lupta cu celuloza cea puternică. Stomacul vacii are patru compartimente specifice. Burduful sau rumenul, în el se depozitează iarba. Ciurul sau rețeaua, care are pereții cu aspect de faguri asemănător unei rețele. Foiosul, care are pereții cu pliuri, și cheagul, care este stomacul propriu-zis. Stomacul rumegătoarelor reprezintă o adaptare la hrana cu un procent ridicat de celuloză, pe care o procură din masa vegetală păscută și înghițită repede. Rumenul este cea mai complexă rețea de descompunere și transformare a nutriențului de pe pământ. Aici sunt peste 1 milion de protozoare și peste 10 miliarde de bacterii care descompun nutriențul și îl transformă în energie și substanțe nutritive necesare vieții. În plus, protozoarele utilizează aminoacizii obținuți din descompunerea bacteriilor, iar la rândul lor, protozoarele din rumen mor și devin proteine microbiene cu valoare biologică ridicată, disponibile pentru gazdă, adică pentru văcuța care este sănătoasă. Simbioza dintre vacă și microorganismele ruminale, respectiv bacterii, bacteriofagi, protozoare, ne duce la concluzia că dacă hrănim aceste microorganisme, noi hrănim de fapt animalul care la rândul lui se hrănește cu ele. Deci vaca nu este 100% un animal erbivor, pentru că folosește în procesul metabolic o cantitate de aproximativ 1,5-1,8 kg de proteină provenită din corpul acestor protozoare. După cum știm, cel mai scump ingredient al furajelor este proteina. Așa că dacă rumegătoarele sunt sănătoase și îngrijite corect, punem la treabă toate acele microorganisme care se transformă în lapte și friptură. Creșterea rumegătoarelor este o oportunitate pentru tineri, deoarece înființarea unei exploatații se poate face pas cu pas, plecând de la câteva exemplare la multe. Așa că, hai la treabă!